dacă sunteți drăguți să le dați și o rețeta sau, nu știu, să ne vinde secretele, să vedem cum se face, ce băgați aici, ce ingrediente, ce cantități. Vă rog. Bună ziua tuturor! Aici pregătim produse care se prepară la răsânele de muncile și în special. Este vorba despre smântâna rasă, luată de tape, care este produsă și pâinea trebuie să fie de un anumit tip de casă, de... De regulă, la studie, pe vremuri se făcea pâinea de casă, care se păstra mult mai, perioada mai lungă, pentru că acolo s-a mai greu. Ții mai tare, te auzim! Hai! Poftiți aici lângă noi! Puteți să și gustați! Hai că plouă în gură! La ora asta, cea mai bună pâine, o recomand pâinea de petreșteană, pentru că este tradițional și foarte aproape de pâinea de casă, pentru că nu are niciun aditiv, nimic exact ca și pâinea de casă. Deci pâine de casă, lapte, smântână de oaie, grăsime, proaspete, ce alte ingrediente mai băgați? Când este pâinea fiartă în smântână, se adaugă cașcaval sau cașcaval. Cașcavalul bănuiesc că trebuie să fie de loman neapărat. De data asta neapărat de loman și se mai fierbe puțin să se lindă și apoi vă pustim să degustați. Da, mulțumim frumos. Încă o întrebare. De unde denumirea asta de înturnat? Are o poveste, o tradiție? Da. De regulă, pe vârfurile munților, veneau turiști. La stână erau băcile care închegau laptele și preparau brânza, ori fiind produsul care foarte repede făcut. Știu eu să zicem, nu se spunea, care este cu frână de mălai, ori un grup de turiști cu câțiva copii veniți la o spână, mâncăm bangos. Bacea spune, nu veni de acasă și nu avem făină de mămăligă. Cum? Să mâncăm bangos, am venit până aici, am început să plângă. Ori, fiind atâta de marcată băcița și văzând că veste copiii sunt supărați, vreau să plec, era unul la stânză. Zicea, haideți înapoi, că vă fac cu pică. Și-a rămas cu supărat din la stânză. Deci de acolo vine și denumirea. Este un produs cu tradiție, cu poveste, cu gust, nu mai spune, vă așteptăm pe dumneavoastră să veniți să vă convingeți. Și mulțumim, Doamne Mărioara Cândea, pentru demonstrație, arată extraordinar, cred că și gustul este pe măsură. Așadar, da, domnul Cândea ne recomandă și o țuică înainte, pentru că avem nevoie să accelerăm arderile, fiind toate cu grăsime la maxim. Dar merită. Așa că mulțumim frumos și vă așteptăm. Și o furculiță, o limpriță să vă serviți dumneavoastră și șervețel dacă doriți. Merge mai ardei de... Da, așa, că te-i porția vreo. Asta e deputat, e gratis. Da, să te gătesc așa. Să vină lumea. Să vină lumea. Pentru degustare. Să veniți la munte acolo. Uite că a luat. Nu mai bine. Hai să gustați. Iarul.